Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bilanța al primarului Neghină. Dărmănești, Open Air Blues in the Garden, ediția 4. Percheziții în Bacău. Prefectul județului Bacău, Lucian Gabriel Bogdanel, a coordonat miercuri 30 august ședința lunară a Colegiului Prefectural din cadrul instituției Prefectului județului Bacău. Primul punct pe ordinea de zi a fost prezentarea planului de activități desfășurate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Enea, județului Bacău, prin structurile specializate, în vederea asigurării climatului de ordine și siguranță publică pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență la instituțiile de învățământ din județul Bacău, odată cu începerea anului școlar 2023-2024. Cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi a fost prezentarea privind pregătirea unităților de învățământ preuniversitar din județul Bacău pentru începerea în cele mai bune condiții anului școlar 2023-2024, iar un accent deosebit s-a pus pe igienizarea sălilor de curs, accentuarea măsurilor privind siguranța elevilor și a personalului didactic, precum și urgentarea demersurilor privind obținerea autorizațiilor de funcționare și autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ care au clădiri neautorizate. La finalul ședinței, prefectul Lucian Bogdanel a solicitat instituțiilor abilitate pe linia siguranței și ordinii publice din cadrul MAI să acționeze cu responsabilitate și toleranță zero în vederea combaterii fenomenului de bullying și cele privind consumul de substanțe interzise atât în școli cât și în afara acestora. Am cerut toleranță zero la consumul de substanțe interzise în mediul școlar și nu numai, precum și la fenomenul violenței școlare, respectiv bullying. Măsurile dispuse anul trecut în contra acestor flageruri vor continua cu și mai multă consistență în viitorul an școlar și solicit directorilor școlari să colaboreze cu instituțiile abilitate ale statului pentru combaterea celor două fenomene. Am cerut toleranță zero și față de nepăsarea sau ignoranța, indiferența funcționarilor și lucrătorilor din instituțiile publice cu atribuții pe linia siguranței și ordinii publice, educației sau sănătății. Evenimentele tragice petrecute în țară în ultimele săptămâni atestă că indiferența sau neimplicarea cauzează adevărate dezastre care ar fi putut fi preîntâmpinate dacă atribuțiile de serviciu ar fi fost executate cu responsabilitate. Încrederea în instituții a fost puternic zdruncinată de ultimele evenimente și trebuie înlăturate urgent și sistematic sentimentul că fiecare e pe cont propriu. Prin urmare, toleranță zero la neimplicare, indiferență sau ignoranță, a declarat prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău, împreună cu cei de ordine publică, polițiștii Serviciului Arme și Explozivi Substanțe Periculoase, luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale și criminaliști au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară și 3 percheziții ale autovehiculelor în Horgești, Bacău. Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Podoturcului, în care se realizează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Au fost puse în aplicare 11 mandate de aducere la activități, au participat și jandarmii din cadrul grupării mobile de jandarm Bacău, polițiștii au finalizat perchezițiile pe raza comunei Horgești, în urma cărora au fost identificate în mijloace materiale de probă, obiecte contundente. O persoană au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate. În cadrul ultimei întruniri a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a făcut un scurt bilanț al proiectelor implementate în Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Vom avea, se va păstra și a doua sursă și Raja va păstra relația cu Crabul, va achiziționa apă și de la Crab și din sursă proprie, tocmai pentru a păstra relația și a avea, atunci când apare o defecțiune, că poate să apară și la stația nouă o defecțiune, dar să aibă sursa, varianta cu Crabul, a doua sursă de apă, și vom avea automat și sursa noastră, dacă se va întâmpla vreo avarie pe partea de Crab. Ceea ce vedeți în Onești, ați văzut foarte multe, poate vă știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt sigur că știți despre ce este vorba, sunt foarte multe cămine, foarte multe găuri, chiar dacă nu au fost
rețele schimbate, s-au făcut acele cămine cu vane de întrerupere a apei pentru a reduce dimensiunile afectării populației în momentul unei avarii, să se segmenteze pe porțiuni mai mici, să se întrerupă apa până la remedierea eventualelor remediere. Voi trece și la următoarea. Asta e prima parte, cum stăm cu situația, cu proiectele la Raja. Avem 2 școli și 2 grădinițe în reabilitare la acest moment. Știm că toți, școala 14, există un litigiu între primărie și constructor. Așteptăm o sentință, grădinița 14 este acel litigiu, așteptăm sentința judecătorească pentru a continua lucrările acolo. În schimb, vești bune sunt de la grădinița Magnolia, școala 1 și școala 5. Grădinița Magnolia, recepția estimată este în aproximativ 3 luni, cu tot cu dotările aferente. Școala 5, jumătatea lunii decembrie, școala 1, jumătatea lunii ianuarie. Mai mult, după cum la fel bine știți, dar cu permisiunea dumneavoastră, repet, am obținut o finanțare de 18 milioane de lei pentru dotările tuturor școlilor din oraș. Între 1 și 2 milioane pentru fiecare școală, mobilier acolo unde nu a fost mobilier achiziționat prin proiectele de reabilitare, table inteligente, aparatură electronică, laptopuri, calculatoare, tot ce trebuie ca și dotări la școli. Deci, cu voia lui Dumnezeu, anul viitor vom avea dotări noi pe toate școlile, așa cum se cere și cum se impune. Un alt obiectiv foarte important, care mi-a dat mult timp, recunosc, mi-a dat mari emoții la început, dar acum la fel spun că se vede luminița de la capătul tunelului, este piațeta Casei de Cultură. Piațeta care se află în grafic. La finalul lunii decembrie vor trebui noi să avem și plățile deja făcute, nu doar terminată. Eu estimez undeva la finalul lunii noiembrie că piațeta va avea plantate flori și gazon în acele jardiniere. Chiar dacă mulți zic că stă în loc, nu stă în loc, s-a lucrat foarte, foarte mult în pământ. Sunt 210, numai de 210 stâlpi de iluminat trași cu împământări cu tot. Dacă treceți pe lângă piațetă, vedeți acele cabluri, toată piațeta e împânzită de cabluri și foarte multe rețele de apă, canalizare. Urmează, după ce se termină partea de electric, în care undeva la începutul lunii septembrie finalizează electricul constructorul, se intră cu rețeaua de irigații pentru fiecare jardinieră, va avea sistem de irigație. Acele cuburi, poate impropriu spus cuburi, acele construcții din beton sunt jardiniere. Urmează și să construiască și o fântână arteziană și un luciu de apă, un fel de lac, care sunt la redenumire tot fântână, doar că este cu luciu de apă. Așa cum am spus, cu voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este mare și ne-a arătat că iubește onești eu și toate le-am gestionat până la acest moment așa cum ne-am fi dorit și ne dorim și iată că se și realizează lucrurile. Biblioteca, în proporție de 60% sunt realizate lucrările de modernizare, va fi și până acum era una dintre cele mai bine dotate biblioteci din România. Dar după implementarea acestui proiect, vă spun că nu există, nu va exista în România bibliotecă cu dotările și bibliotecii noastre, care la fel, la finalul lunii decembrie, îi se va tăia panglica. O veste mai puțin fericită este, eu am primit în timpul ședinței, că nu am avut operator la calea Giulii, urmează să scoatem de nou, deși avem o finanțare de 32 de milioane și cofinanțarea am pus-o de la bugetul local, nu s-a înscris operator, va fi scoasă din nou la licitație, sperăm să avem mai mult noroc la a doua licitație.
Sala polivalentă avem operator. Urmează să semneze contractul, s-a semnat. Urmează să semneze contractul. În aproximativ o lună de zile ar trebui să înceapă lucrările de modernizare a sălii polivalente, un proiect cu finanțare de un proiect în valoare de 10 milioane și jumătate aproximativ, 4 milioane 400 finanțare nerambursabilă de la AFM, 3 milioane de la Consiliul Județean, 2 milioane jumătate de bugetul local, aici avem operatori. De altfel, primarul Neghină și-a anunțat și candidatura pentru primăria Onești. Faptul că am ieșit la lumină, că am trecut peste acești ani grei, că am scos, din punctul meu de vedere, în primul rând, din datorii Oneștiu, mi-ar fi greu să-l las să vină altcineva să-și bată joc. Drept pentru care astăzi îmi anunț oficial candidatura, voi candida la următoarele alegeri, pentru cei care își fac planurile să nu-și mai facă planurile sau măcar să-și facă planurile în funcție de poziția mea exprimată astăzi. Voi candida pentru că trebuie să duc mai departe ce am început. Și Oneștiu merită să treacă la alt nivel. Și eu cred că se poate ca Oneștiu să treacă la alt nivel. Vă mulțumesc! La Târmănești a avut loc cea de-a patra ediție Open Air Blues in the Garden Festival, un inedit festival de jazz blues, care aduce fața publicului iubitor de muzică artiști din toată lumea. La cea de-a patra ediție au fost artiști din Canada, Marea Britanie, Germania, dar și din România. Mai multe detalii în minutele următoare. Propus să devenim stațiune turistică de interes local. Acest deziderat l-am atins în decembrie 2022. Deci astăzi vorbim de Dărmănești, stațiune turistică de interes local. Sigur că pentru a fi stațiune turistică trebuie să avem multe activități care țin de cultură, care țin de proiecte care să aducă turiști în zonă. Această idee a Festivalului Internațional de Blues s-a născut cu vreo 4 ani în urmă, când Marius a venit și mi-a propus să facem acest lucru și pe care l-am sprijinit necondiționat. Am spus, da, avem nevoie de acest lucru. Vreau să vă spun că pe orizontală noi cuantificăm plusurile și, eu știu, minusurile, dacă aș putea spune așa ceva, și în momentul acestor evenimente, nu doar în Dărmănești, ci pe întreaga vale a Trotușului, toate pensiunile hotelurilor sunt ocupate. Discut cu agenții economici și ne spun că simt cu adevărat o creștere din toate punctele de vedere a business-ului în perioada acestor evenimente. Ne propunem mai mult, deci n-aș dori să ne oprim aici și ce spunea Marius, că această ordonanță de care se vorbește se pare că va tăia din fondurile alocate pentru cultură. Vom găsi soluții, vom găsi poate mai mulți sponsori, în așa fel încât aceste evenimente să le ducem mai departe. Sunt oportunități fantastice de dezvoltare a comunităților, dar dincolo de aceste oportunități ne, eu știu, rafinăm prin cultură și creăm oportunități pentru tânăra generație să vină să iubească muzica, să asculte și alt fel de muzică, pentru că se pare că tânăra generație mai puțin a avut acces la genul ăsta de evenimente, pentru că n-au existat. Dacă noi le organizăm, cu siguranță vor veni, vor vedea, vor alege, poate vor deveni unii dintre ei, așa cum sunt tinerii din stânga noastră, artiști peste câțiva ani și eu, sincer, în măsura putințelor noastre financiare și nu numai, susțin genul ăsta de evenimente. În perioada 24-27 august, la Sighișoara a avut loc festivalul Proetnica, ediția noua. Programul evenimentului a reunit momente de exprimare culturală ale organizațiilor minorităților naționale în domeniile arta spectacolului, prelegeri, conferințe, dezbateri despre etnii și conviețuire interculturală, mese rotundă despre literatură și cultura etniilor. La eveniment a fost prezentă comunitatea elenă din Onești, dar și comunitatea elenă din Piatra Neamț și Roman. Detalii în minutele următoare. Bine ați venit la Sighișoara, construit acum mai bine de 700 de ani, ca o cetate de apărare a unei singure etnii, orașul a devenit
în zilele noastre, capitala dialogului intercultural, a toleranței și a pluralismului etnic. Este și meritul celui mai mare festival al etniilor din România, care, de la prima sa ediție în 2001 și până la ediția a 19-a, pe care o inaugurăm acum, a pus pe harta lumii brandul pro-etnica. Vă invităm să fiți alături de sutele de artiști care vor urca pe scenă timp de 4 zile, să vă bucurați de spectacol multicolor al diversității culturale etalată în această Românie, a normalității, a respectului pentru celălalt și a păcii. Mulțumim Ministerului Culturii, Departamentului pentru Relații Interetnice și Ambasade Republice Federale Germania, care au finanțat această acțiune. Consiliul Județean Mureș, coorganizator și sponsorilor nostru, care au făcut ca această ediție să fie o dovadă de solidaritate și respect pentru tezaurul național de valori. Vă doresc să vă bucurați de frumos, de armonia, de pluralism, de democrație și de pace. La schitul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare din orașul stațiune Târg Ocna a avut loc miercuri 23 august concursul tradițional Toacă și ie moldovenească. În deschiderea evenimentului, un sobor de preoți sub protia părintelui protopop Ioan Bârgăoanu a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a așezământului monahal. După momentele de rugăciune, copiii înscriși la concurs și-au dovedit măestria în a bate toaca și și-au prezentat costumele tradiționale în fața jurului. Au fost punctate virtuozitatea și autenticitatea portului. Detalii în minutele următoare. Evenimentul acesta este binecuvântat de părintele nostru arhiepiscop Ioachim. Sunt 5 zile de bucurie, de tinerețe și nimic în biserică fără tineri. Foarte frumos spune părintele patriarh, noi suntem tineri de diferite vârste și facem parte din frumoasa și binecuvântată Biserică Ortodoxă. Suntem pentru noi în această ediție a 8-a, pe care noi am intitulat-o în anul acesta dedicat tinerilor și activităților de vară, numită cu această titulatură Filipiada, deoarece Sfântul Apostol Filip și Sfântul Apostol Andrei sunt ocrotitorii noștri și facem această întâlnire în jurul acestui cuvânt a Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor, atunci când Sfântul Filip spune: dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care îl aduce și toaca și ea moldovenească anul acesta la tânărul oneștean. Această frumoasă lucrare ca în jurul Bisericii Sfântului Eftimie cel Mare, ce reprezintă un simbol, pentru că pe 23 august, acum 3 ani, a fost sfințită această biserică, suntem din nou prezenți în locul acesta, iată, în jurul crucii, pentru că cel mai înalt simbol pe care îl avem aici este Sfânta Cruce și de jur împrejur vedem atâtea steaguri, pentru că crucea și steagul românesc sunt simbolul neamului nostru binecuvântat românesc. Pe locul acesta să nu uităm niciodată că au murit eroii neamului nostru. Fără ei nu aveam o Românie atât de frumoasă. Dacă ar fi să ne gândim numai pe zona aceasta și la toate crucile și locurile care au fost îngrijite de către preoții din locul acesta și cei care sunt creștinii, nepoții eroilor, au murit peste 40.000 de ostași români. Nu mai spunem victimele sau eroii ce au făcut parte din populația locală. În total sunt peste 80.000 de martiri, de eroi, pe Valea Uituzului, Valea Cașinului, Valea Trotușului și toată zona aceasta, să spunem, mustește de istorie. În sensul acesta, suntem aici prezenți cu acest respect pe care îl avem față de
îmbrăcămintea neamului nostru românesc, care este bornată și dacă ne uităm la toți copilașii, toate sunt simboluri ale crucii. Prin cruce, prin împunsătura aceasta pe o ie albă, se face cruce și se aduce o cinste deosebită neamului nostru. Culori frumoase ca negru, alb și roșu, verdele și alte culori, albastru sau galben sau alte culori, nu fac altceva decât să readucă în atenție inima neamului nostru românesc. Și când spunem inimă, spunem toacă, pentru că inima bate într-un rit și acest rit vrem să-l aducem aici atât de 8 ani de zile. Și să aducem din nou atenția asupra faptului că educația este cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Pentru ca educația să nu intre în criză, noi trebuie să ne ajutăm tinerii noștri. Biserica face acest lucru. De aceea este frumoasă această ediție, cred că ați observat cu toții, în fiecare zi, în toată zona aceasta, în toate parohiile, avem școli de vară, oferim înghețată, oferim gogoși, prăjituri, tot ce putem să aducem cât mai aproape tânărul de biserică, să împrietenim până la urmă eroii și cei care sunt în cimitirile bisericilor și eroilor, și ei nu mai sunt cu ceea ce reprezintă românescul din noi. Astăzi se va face sau s-a făcut, se va face o pomenire a eroilor neamului nostru pentru monumentul pe care îl avem aici frumos înălțat la această cotă și vom face o rugăciune pentru fiecare. Vreau să vă aduc în atenție și o lucrare nouă apărută pe care la ediția 8 am pus-o în operă, la schitul Sfântul Ecuvios Eftimie cel Mare, hramuri și concursuri de toacă, o lucrare apărută cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim. Suntem prezenți aici 243 de tineri, cu ajutorul celor care ne ajută la masa bucuriei, cu ajutorul prietenilor noștri, proiectelor care le avem. Aș vrea să calculați mic dejun, prânz cu două feluri, cină, desert și să vedeți că se fac aproape 900 și ceva de porții pe zi pe care protopopiatul Onești le oferă gratuit. Iată, tinerilor, săracilor și celor care fac parte din această echipă frumoasă a protopopiatului Onești. În sensul acesta mulțumesc preoților și celor care sprijină astfel de activități și ucenicilor și celor care iubesc biserica noastră ortodoxă. În tot ceea ce lucrez și fac, aduc în atenție modelul suprem pe care îl are neamul nostru românesc, eroul. Și eroul de acum 100 și ceva de ani trebuie astăzi comemorat în 2023, pentru că suntem în anul centenar al eroului necunoscut. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare în parte. Mulțumesc tuturor celor din mass media, dumneavoastră, mulțumesc celor de la ziarul Deșteptarea și celor care aduc în atenție faptul că noi avem nevoie de educație, avem nevoie de tineri frumoși și liberi, avem nevoie de un entuziasm și avem nevoie ca acest sunet de toacă să bată și în inimă, să bată și în tradiție și să se facă auzit de aici. Îmi doresc ca în anii ce urmează să facem și un concurs de clopote. E mai greu acest lucru, dar cred că o să-l facem. Și acolo sunt niște tradiții frumoase. Urmează să lucrăm la acest amănunt. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 31 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Vineri 1 septembrie, cerul se menține senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.